Salba de bălți de la izvoarele Drăghiceanu și Cocoșar se întinde peste mai bine de 115 hectare luciu de apă și actualmente este administrată de societatea desprinsă din fosta fermă piscicolă Gogoșari. În fiecare an, zona este curtată de mii de pescari care vin mai ales din București pentru pasiunea lor preferată, pescuitul sportiv. Bălțile sunt pline de pește, iar locurile apreciate pentru frumusețea și liniștea lor. Pescuitul sportiv ar putea fi o șansă pentru relansarea turismului în această zonă. Din păcate, de prea mulți ani nu se întâmplă nimic. Problema turismului legat de pescuitul sportiv din zonă începe cu drumurile de acces proaste și continuă cu lipsa amenajărilor, iar atitudinea și deschiderea față de turiști ține totul pe loc. Administratorii bălților trăiesc din pescuitul industrial și se bazează pe cererea mare de pe piață. În această perioadă pescuim, deci practicăm un pescuit de recoltă, în vederea comercializării peștelui de consum la speciile sânger și novac, așa numitul crab chinezesc, cu ocazia sărbătorii religioase numită Buna Vestire. La ora la care am făcut documentarea, pescarii recoltaseră peste o tonă și jumătate de pește strâns cu novodul și urma ca peștele să ia drumul spre o piață din Călăraș, unde societatea piscicolă are contracte ferme. Altfel, piscicultura rămâne o îndelenicire care nu mai merge cum mergea. Relativ mai slab față de ultimii ani, din mai multe motive, din care principalul motiv sunt pierderile datorate de furturilor, din cauza furturilor. Observați și dumneavoastră, amplasarea iazului este mărginit de multe gospodării, multe care sunt foarte greu controlabile și nu numai. Cei care administrează asemenea bălți sunt nemulțumiți și că în sectorul piscicol subvențiile sunt zero față de alte sectoare. Taxele și impozitele sunt mari, iar concesiunile sunt costisitoare. Am discutat în continuare despre pescuitul sportiv. Despre pescuitul turistic, ce ne puteți spune? Pot să vină turiștii la bălțile dumneavoastră? Da, la noi se practică pescuitul recreativ. În sezonul de vară, în sezonul cald, se pot pescui specii din poate pescui crap, caras, șalău, accidental, somn și alte specii sălbatice. În zona bălților de care vorbim, 70% dintre vizitatori sunt bucureșteni. Și atunci când merg la o baltă, foarte mulți pescari sportivi sunt nemulțumiți de facilitățile pe care le au la dispoziție. Există însă și păreri diferite. V-ați gândit vreodată să faceți unele amenajări pe malul apei pentru acești pescari sportivi? Din discuțiile care le-am avut cu pescarii, am observat că se simt foarte bine într-un mediu mai sălbatic. Nici de cum amenajat, cum s-au făcut și în alte zone și poate nu s-a apreciat de toată lumea aceste locuri amenajate.